să ne revedem astăzi aici și să avem oaspeți de seamă în județul nostru după câteva vizite în teren și după o întâlnire în biroul președintelui Consiliului Județean. Vreau să salut aici prezența echipei UNICEF împreună cu Sandy Blanchet, o colaborare foarte bună, un oaspete al UNICEF-ului, a dreptului regional Europa, doamna Afshan Khan, și cu domnul Filip Pestoferi. Da, mulțumesc. Și de asemenea vreau să salut prezența și faptul că există o colaborare de atâția ani de zile, cu foarte multe rezultate, și prezența unui specialist în domeniu, care se află astăzi în fruntea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și care e numai partenerul nostru, susținătorul nostru, e și prietenul nostru în tot ceea ce facem și al întregii echipei de la Bacău. Bine ați venit la Bacău, doamna Gabriela Tudor. Domnul Eduard Petrescu, doamna Voica, de asemenea și doamna Bunița de la UNICEF, vă salut, doamna Nicoleta Iusei, și să intrăm în agenda zilei de astăzi, a întâlnirii noastre de astăzi, împreună cu toți coordonatorii pe cele trei componente, sănătate, educație, social, împreună cu șefii instituțiilor publice la nivel județean, care suntem parteneri în acest proiect, e vorba de Direcția Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Județean de Educație și de Asistență și Educație Educațională. Eu o să fac o scurtă prezentare, pregătită împreună așa cu o sinteză, a tot ceea ce înseamnă și ce am făcut, ce am reușit noi să facem în acest proiect pilot și sunt câteva repere importante referitor la acest proiect demonstrativ. Vreau să mai menționez că acest proiect demonstrativ, care este inițiat de UNICEF România în parteneriat cu Prefectura Județului Bacău, Consiliul Județean și toate celelalte instituții publice, dar este asigurată finanțarea și de către grantul norvegian, fără de care nu am fi putut noi lansa în octombrie 2014 acest proiect. Câteva slide-uri. Ce am dorit să schimbăm? Proiectul a plecat de la premisa că furnizarea la nivel național a unui pachet universal de servicii, servicii de prevenire, servicii sănătate, educație și protecție socială, într-un mod integrat, coordonat, pentru copiii și familiile lor, va reduce inechitățile și deprivările cu care se confruntă în comunitățile din care fac parte. O altă premisă a fost legată de faptul că implementarea acestui pachet, care poate asigura o intervenție timpurie, reduce pe termen scurt și mediu costurile din sectorul social, atât la nivel de comunitate, cât și la nivelul serviciilor specializate. Cu alte cuvinte, convingerea partenerilor a fost că intervenția integrată poate să contribuie la îmbunătățirea accesului copiilor și familiilor lor la serviciile de sănătate, de educație și protecție socială. Că putem asigura prin acest proiect un mediu familial
adecvat, protectiv, în care copiii pot crește și dezvolta armonios. De asemenea, creșterea accesului la învățământul obligatoriu. Evaluarea nevoilor de servicii la nivel local și îmbunătățirea planificării, utilizării resurselor pentru dezvoltarea serviciilor cât mai aproape de beneficiar, cât mai aproape de familie și acolo în comunitate. Ca atare, strategia utilizată în cadrul proiectului include testarea furnizării de servicii sociale de prevenire, sănătate, educație, protecție socială la nivel local pentru o perioadă de 4 ani de zi. S-a ales și un număr de comunități. E vorba de 38 de unități administrative teritoriale în care proiectul se oferă sau se adresează un număr de 45 de comunități. Adică pe lângă cele 38 sunt 11 comunități din cele 4 orașe. Proiectul a fost demarat cu analize inițiale cu privire la situația copilului și familiei și accesul acestora la serviciile sociale, asigurând astfel o bază pentru compararea rezultatelor pe parcursul derulării proiectului în celor 4 ani și, de asemenea, o evaluare finală, probabil la sfârșitul anului 2018, spre începutul anului 2019, care va documenta întreg procesul, precum și rezultatele lui de impact. Dar ce componente include acest proiect? O primă componentă este legată de acest pachet minim de servicii furnizat celor mai vulnerabili copii și familiilor lor, incluzând aici servicii care asigură accesul la, spuneam înainte, la educație, la sănătate, la protecție socială. Cea de-a doua componentă este legată de educația de calitate inclusivă, care vizează creșterea calității educației, cât și participarea școlară a tuturor copiilor și, sigur, în special cei vizați din proiect, adică celor vulnerabili. Și o a treia componentă este legată de comunicarea pentru schimbare socială, adică prin campanii locale de schimbare a cunoștințelor și atitudinilor privind discriminarea, toleranța la toate formele de violență asupra copilului, comportamentele de risc la adolescenți și așa mai departe. Toate aceste componente beneficiază de o coordonare și un suport metodologic de la nivelul instituțiilor județene de specialitate pe care le-am menționat și la început. De asemenea, proiectul a susținut și un model de coordonare între instituțiile județene care se regăsește și în mecanismul de coordonare a Consiliului Județean pentru strategia de incluziune socială. Și acum o să luăm fiecare componentă în parte. Pachetul minim de servicii asigură un acces minim la serviciile de sănătate, educație, protecție socială și are în centru copilul și familia și este furnizat de către membrii echipei comunitare. O să mă explic care este componența echipei comunitare. Prin aceste servicii se urmărește prevenirea și intervenția timpurie a unor probleme, precum sarcinile timpurii, violența, sărăcia, abandonul școlar, lipsa accesului la prestațiile bănești, bolile ce pot fi prevenite
și așa mai departe. În majoritatea cazurilor, ceea ce trebuie menționat, copiii se confruntă nu doar cu un singur tip de vulnerabilitate, ci cu mai multe tipuri de lipsuri, motiv pentru care se impune o abordare intersectorială. Echipa comunitară include asistentul sau lucrătorul social, caz la caz, asistentul medical comunitar, consilierul școlar, la care se mai adaugă mediatorul sanitar sau mediatorul și sau mediatorul școlar, care fac parte integrantă din echipa comunitară. Membrii echipei comunitare furnizează servicii în mod integrat, adică utilizează o bază de date comună bazată pe o evaluare amănunțită a tuturor membrilor din gospodărie, respectă principiile managementului de caz, sunt facilitate schimburile de informații și cunoștințe, precum și formarea comună a profesioniștilor. Pachetul minim de servicii este organizat de către autoritățile publice locale care beneficiază de suport metodologic din partea autorităților județene, respectiv a autorităților centrale de profil. Dacă ar fi să prezentăm în cifre proiectul, acestea ar fi area geografică de implementare, care este reprezentată prin cele 34 de comune rurale, la care se adaugă cele 11 din, din comunități de mediu urban, deci din cele 4 orașe. Au angajat, autoritățile publice locale au angajat în acest interval de timp 57 de asistenți sociali sau referenți sociali, 36 de asistenți medical comunitar, 7 mediatori sanitari, 36 de consilieri școlari, 27 mediatori școlari. Toți aceștia alcătuiesc echipele comunitare de la nivel local. Între primele activități demarate a fost recensământul comunitar efectuat de către lucrătorii comunitari cu ajutorul aplicației online Aurora. Este un instrument care folosește sau se folosește de tehnologia existentă, vorba de o tabletă pentru a facilita o evaluare unitară a vulnerabilităților și în spate o echipă de tineri artiști care au lucrat la acest program. Este vorba de o bază de date comună în care sunt toate cazurile ce vor necesita intervenția ulterioară și asigură o monitorizare în timp real a activității de pe teren. Până la ora actuală au fost recenzate aproape 48.000 de gospodării, din care aproximativ 22% au fost identificați 20.000 de copii și 124 de femei având diverse vulnerabilități. Datele de până acum ne arată că, în medie, un copil cumulează cel puțin 2 vulnerabilități. Acestea fiind grupate în 6 dimensiuni. Educație, sănătate, sărăcie, locuire, comportament la risc, familie și condiții sociale. Pentru toți acești copii și familiile lor a fost generată prin programul, prin aplicația Aurora, peste 550 de servicii de bază de tip informare, consiliere, acompaniere și suport, referire, monitorizare și evaluare. Pentru a avea o imagine de ansamblu, aici sunt reprezentate în acest slide vulnerabilitățile copiilor înregistrați prin Aurora la recensământul comunitar și fondurile lor. Așa, după cum vedeți,
Cea mai mare categorie este reprezentată de copii care trăiesc în condiții precare de locuire și după aceea cei care sunt fără un părinte sau fără ambii părinți acasă și care am discutat și multe de această întâlnire. E o problemă majoră care, din păcate, nu este specifică doar județului Bacău. E vorba și de violența, abuzul și neglijarea copiilor. Dacă până anul trecut proiectul a fost concentrat în principal pe realizarea recensământului comunitar pentru identificarea copiilor vulnerabili și a familiilor acestora, acum accentul se pune treptat pe oferirea de servicii din pachetul MIN. În acest moment, echipa sau echipele comunitare din fiecare localitate, cu sprijinul tehnic și metodologic al coordonatorilor județe, furnizează pachetul minim de servicii pentru aproximativ 100 de copii și familiile lor, totalizând un număr de aproximativ 5.000 de cazuri active în 2017. Aceste cazuri au fost prioritizate și cu sprijinul structurii comunitare consultative și s-au creat planuri de servicii individuale pentru fiecare copil și familie cu vulnerabilități. Pachetul minim de servicii a înregistrat în acum o serie de rezultate. Multe dintre acestea concentrându-se pe identificarea nevoilor, pe mecanismele de intervenție, pe cooperarea și intervenția integrată atât pe orizontală cât și verticală la toate nivelurile, local, județean. La nivel de rezultat al intervențiilor, aș dori să menționăm câteva dintre rezultatele mai deosebite. 93% din copiii care la momentul recensământului nu aveau certificate de naștere sau acte de identitate, azi această situație este rezolvată prin eliberarea certificatului de naștere, emiterea de duplicate în cazul certificatelor actelor pierdute, eliberarea actelor de identitate pentru copii peste 14 ani. 97% din copii care la data recenzării nu erau înscriși pe lista unui medic de familie, sunt astăzi înscriși. Toți copiii identificați ca fiind la risc de separare trăiesc în continuare alături de familia lor, care beneficiază în cadrul proiectului de servicii de suport necesar. Și aici o să luăm colegii dacă e nevoie să dezvolte prin intervenție dumneavoastră. Cu toate acestea, unele vulnerabilități nu pot fi rezolvate într-un timp relativ scurt. Dacă pentru aproximativ 140 de mame sub 18 ani sau adolescente însărcinate, identificate, se furnizează servicii de suport în vederea asigurării unui stat bun în viața bebelușului și a sănătății mamei, serviciile care vor fi necesare alalung pentru peste 1400 de adolescenți identificați cu comportament la risc asociat cu activitatea sexuală, serviciile de informare, comunicare și campanie de conștientizare vor avea nevoie de asemenea de un interval lung de implementare. Un alt exemplu îl poate constitui cel al copiilor din peste 1400 de gospodării care au fost identificați la risc de sărăcie monetară și a căror familie nu beneficiau de beneficiile sociale, la care ar fi avut dreptul în cadrul programelor de protecție socială din partea statului. Pentru aceste familii au fost demarate procedurile administrative, având în vedere însă că pentru a reduce gradul de sărăcie monetară este nevoie de o soluție durabilă care să implice alte măsuri legate, de exemplu, de formarea profesională și ocupare
și așa mai departe. Intervenția va trebui gândită pe termen lung și în corelare cu alte programe de incluziune socială a părinților. Aici, la nivelul județului, se lucrează la strategia județeană de dezvoltare durabilă și o abordare integrată, de asemenea, și celelalte componente, componenta de ocupare, componenta de locuire, se vor regăsi în strategia mare a județului, care nu fac poate direct parte din acest proiect ca și obiectiv, ele au fost identificate și sunt regăsite în strategie ca și proiect și sunt regăsite de asemenea în portofoliul de proiecte la nivelul județului care face parte integrantă din strategia mare. Cea de-a doua mare componentă, e vorba de pachetul educație inclusivă de calitate, care vizează, sigur, atât creșterea calității educației, cât și participarea școlară a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili. Pachetul cuprinde intervenții centrate pe copii, realizate la nivelul școlii, familie și comunități. El are un caracter universal, toți elevii și toate școlile putând beneficia de intervențiile respective. Pachetul are în vedere echitatea adresându-se în mod special celor mai vulnerabili copii și celor mai defavorizate școli. Intervențiile pun accent pe prevenirea neșcolarizării, absenteismului școlar, abandonului școlar și părăsirii timpurii a școlii, dar vizează și creșterea rezultatelor învățării și a competențelor dobândite. Concret, acest pachet contribuie la îmbunătățirea capacității conducerii școlii și cadrelor didactice de a veni în sprijinul fiecare copil în parte, potrivit nevoilor acestuia. De asemenea, îmbunătățirea metodelor și instrumentelor didactice, crearea de parteneriate cu familiile elevilor și dezvoltarea abilităților parentale, mobilizarea de parteneriate comunitățile în sensul de a susține procesul educațional, îmbunătățirea abilităților non-cognitive și motivației copiilor, încurajarea diversității în rândul elevilor, indiferent de gen, etnie, religie, dizabilitate și statut socioeconomic. Obiectivul acestui pachet este ca fiecare copil să se înscrie la școală cât mai devreme, să învețe la potențialul său maxim și să fie pregătit corespunzător pentru a reuși pe piața muncii și pentru a se integra în societate. Câteva de rezultatele acestei componente, acestui pachet de educație inclusivă. 45 de școli și grădinițe au capacitate crescută de a oferi educație inclusivă de calitate pentru peste 22.000 de elevi și 5.000 de copii din grădiniță. Peste 1.400 de cadre didactice au cunoștințe și competențe îmbunătățite pentru a sprijini activitățile de disciplinare pozitivă a copilului, a promova un mediu prietenos pentru copilul în școală, a susține educația interculturală și incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Peste 151 de cadre didactice au devenit educatori parentali și au susținut activități pentru peste 4.500 de părinți în 46 de școli. Iar aproape 11.000 de copii au beneficiat de activități organizate în cadrul microgranturilor oferite școlilor. Este de apreciat faptul că numărul copiilor la risc de abandon școlar a scăzut cu 27%, iar din acești copii, 74% au reușit la examenele de admitere.
În ceea ce privește ultima componentă, cea de comunicare pentru schimbarea socială, printre rezultate se numără cei peste 150 de lucrători comunitari și 23 de coordonatori care și-au îmbunătățit cunoștințele și capacitatea de a adresa subiecte legate de norme sociale ca rezultat al atelierelor și sesiunilor de formare. Lucrătorii comunitari au o capacitate crescută de a identifica și a adresa problemele adolescentului și de a lucra cu adolescenții. Au fost create și testate materiale de comunicare, incluzând ghiduri de lucru, pentru a crește capacitatea lucrătorilor comunitari de a folosi o abordare non-discriminatorie în oferirea serviciilor și pentru a influența normele sociale și a preveni violența împotriva copiilor în familie și comunitate. În total, pentru mai mult de 50.000 de beneficiari. Dincolo de rezultatele obținute în județul Bacău, în cele 45 de comunități, considerăm că, alături de UNICEF România, replicarea acestui model de intervenție la întregul județ, adică și diferența până la 93 de unități administrative teritoriale, și în alte județe, și poate de ce nu propunerea noastră să fie întreaga regiune, regiunea Nord-Est, după care la nivel național. Vreau să mai menționez că de la început acest proiect a fost prezentat și a avut susținerea decidenților la cel mai înalt nivel. De fapt, acest proiect este rezultatul final al unui proiect încheiat, Niciun copil invizibil, care a condus la un nou început, la această abordare integrată. Și la lansarea proiectului a fost realizată prin prezența însuși a primului ministru de acea vreme, însoțit de o delegație de la cele trei ministere, destul de importantă la nivel de ministru. Ministrul Muncii de la vremea respectivă, doamna Robana Prun, actualul ministru al Fondului Europei și doamna Gabriela Coman, președinta Autorității Naționale pentru Protecția Copilului. S-au organizat de atunci multe vizite în teritoriu, au fost întâlniri de lucru în care au fost detaliate rezultatele obținute în urma intervențiilor, constrângerile și oportunitățile avute în decursul timpului și au fost inventariate cu decidenții de la fiecare nivel și până la nivel național. Din experiența acumulată până în prezent, apreciem că acest proiect demonstrativ sau pilot este o alternativă pentru reducerea excluziunii sociale a copiilor, nu numai din județul Bacău, nu numai din regiune, ci de la nivelul întregii țări. Și suntem convinși că furnizarea de servicii integrate, în care cele trei componente social, sănătate, educație, vor conduce, așa cum ați văzut în această prezentare, la o reducere a vulnerabilităților și, sigur, la da posibilitatea după aceea de a găsi toate soluțiile de a integra profesional și social
în cadrul comunităților respectiv. Și reducerea numărului de copii care să solicite sau să fie nevoie intervenția specializată. Eu mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și s-au regăsit în această prezentare succintă. Mulțumesc celor care m-au ajutat să fac această sinteză a acestei prezentări, greu de comprimat așa toată activitatea fiecăruia care se regăsește aici în sală și în spatele lui a echipelor, la echipelor comunitare. Și cred că prin intervențiile dumneavoastră să veniți să completați sau să vă spuneți punctul de vedere de ceea ce este de făcut pe aici în urmă. Mulțumesc! E din frecut să continuăm ideea. Mulțumim, mulțumim de dumneavoastră din bine și pentru prezentarea foarte comprehensivă. Ea se cere continuată cu puțin, cred că, cu dimensiunea națională și cred că, din punctul de vedere, o voce avizată, cred că este doamna Gabriela Cuma, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție și îi dau cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat și eu ca și dumneavoastră prezentarea și mulțumim pentru ceea ce învățăm din nou. Mă bucur să vă revăd pe cei pe care vă cunosc și să vă văd pe cei pe care nu vă cunosc. În afară de faptul că sunt un prieten al copiilor, sunt un mare prieten al Bacăului, primul județ pe care l-am văzut când am început cariera în 92, în acest domeniu a fost Bacăul. Tot ce s-a făcut ca pilot, tot ce s-a făcut ca pionierat, a ținut în mare parte de Bacău. O să continuăm să ne uităm către dumneavoastră cum purtați mereu cravatele de pionier, urmând ca de la dumneavoastră, la nivel național, să învățăm ce anume este mai eficient pentru o politică la nivel național. Domnul președinte Brașovean menționa ceva mai devreme și despre lansarea proiectului. Proiectul a fost lansat în octombrie 2014. Am salutat încă de atunci, noi, în calitate de autoritate națională cu responsabilități pentru drepturile copilului, ideea acestui proiect, viziunea acestui proiect și mai ales am antamat de atunci posibilele rezultate care să ne dea de gândit pentru o reconsiderare a politicilor în ceea ce privește drepturile copiilor la nivel național, politici care să fie corroborate și să fie elaborate și implementate într-o manieră complementară și integrată și cu politicile de reducere a sărăciei și excluziunii sociale. Tot ceva mai devreme, domnul Brașoveanu, prezentând cifrele, a menționat faptul că județul intenționează să extindă proiectul și în celelalte comunități. Acest lucru nu face decât să ne bucure, pentru că, la rândul nostru, intenționăm ca, prin sprijinul financiar al programelor europene ce urmează să se lanseze sau prin sprijinul proiectelor norvegiene pe exercițiul financiar următor, să avem posibilitatea să implementăm, dacă nu într-o primă fază la nivel național, cel puțin în alte 5 sau 6 județe, un proiect asemănător celui de aici. De ce spun asta? Nu numai rezultatele în sine ne interesează, ci starea de fapt din acest moment. Parte dintre dumneavoastră știți cu toții că în ciuda a ceea ce s-a făcut pozitiv în domeniul protecției copilului, avem încă cifre care ne arată anumite fenomene, cifre care ne arată anumite stări, de fapt, în ceea ce privește calitatea îngrijirii din punct de vedere educațional, de sănătate și social al copilului. Din păcate, continuă ca anual, în ultimii ani, să ajungă în sistemul de protecție specială, adică în instituții sau la asistenți maternali, deci separați de părinți, copii care vin aici în 40% din procent din motive de sărăcie sau de excluziune socială.
20% din cei care ajung în sistemul de protecție specială ajung în cazul abuzului sau neglijenței în familie. Aceste cifre, care înseamnă traduse în fapt soarta unor copii, ar putea fi schimbate prin aplicarea la nivel național a unei intervenții de genul cele pe care a prezentat-o domnul președinte. De asemenea, știm că toată lipsa de personal vedem într-un proiect ca acel pe care l-a prezentat domnul președinte și care s-a derulat și se derulat în continuare cu sprijinul UNICEF, se poate interveni chiar pe fondul unei lipse de servicii sociale și a unei lipse a resurse umane. De multe ori, iarăși știți cu toți că mai puțin de 40% din serviciile publice de asistență socială nu sunt acreditate, că avem la nivel național un asistent social la 4300 de locuitori, dar cu toate astea, o modalitate de intervenție ca cea prezentată face ca intervenția în beneficiu copiilor defavorizați și a copiilor vulnerabili să aibă succes. Încă din 2013, la nivelul Comisiei Europene, a existat o recomandare adresată tuturor statelor membre, recomandare care solicita statelor membre să elaboreze și să implementeze politici pentru reducerea sărăciei și a excluziunii sociale a copiilor, lucru care s-a regăsit în politicile naționale, pe de o parte, în strategia de reducerea sărăciei și excluziunii sociale, în mod special în strategia privind drepturile copilului pe perioada 2014-2020 și ca un element de noutate se regăsește binecuvântată în programul de guvernare care menționează ceea ce am rămas deja în strategia privind drepturile copilului, menționează necesitatea, oportunitatea și nevoia de dezvoltare și de implementare a unor servicii integrate la nivelul comunităților destinate copiilor vulnerabili. De asta, repet, urmărim cu mare interes demularea în continuare a proiectului. Eu, personal, în ceea ce privește proiectul, cred că sunt la a treia sau a patra vizită. Vizită e greu, mult spus, eu mult vin în vizită, cred că de câte ori am venit, nu am avut decât de învățat de la ceea ce faceți. Aflu în continuare lucruri care ne interesează. Întotdeauna am fost de părere și așa am lucrat, domnul președinte știe. Cel mai bine este ca pentru o politică eficientă să vezi ceea ce este în teritoriu, ceea ce funcționează și cum, sau ceea ce nu funcționează și de ce. Mai mult decât faptul că ne uităm către acest proiect, repet, încercăm să reușim ceea ce am reușit parțial și anume constatând la începutul 2014, când Autoritatea Națională s-a recreat, s-a reînființat, constatând felul în care, în ciuda ceea ce s-a făcut, repet, copiii intrau și intră în continuare în sistemul de protecție specială, am lansat anul trecut, după un lucru de 2 ani, împreună cu UNICEF și Banca Mondială, un studiu pe care l-am găsit și pe site-ul nostru la capitolul resurse, care ne-a arătat, în teorie, cauzele în profunzime ale separării copiilor de părinți, cauzele pentru care copiii ajung în situații de riscuri sau cu vulnerabilități multiple, așa cum a folosit în terminologia proiectului domnul președinte. Odată ce am aflat cauzele, am constatat că unul din răspuns este acest tip de proiect și această abordare. Și atunci am zis, vom lucra pe două nivele de la nivel național. Pe de o parte, pentru închiderea instituțiilor de tip clasic și continuarea procesului de tranziție de la instituțiile, de la instituționalizare către servicii în comunitate și am obținut-o deja într-un proiect pe care autoritatea rulează, un proiect finanțat din fonduri europene și pe partea a doua, ceea ce pregătim acum, este un alt proiect ce ar urma să se realizeze la nivel național, cel de replicare, de reconsiderare și la nivelul altor județe acestei maniere de intervenție integrală. La sfârșitul acestei luni, România va susține la Geneva, pentru că asta este obligația noastră
ca stat semnator al Convenției ONU pentru drepturile copilului, avem obligația ca fiecare dintre state, ca o dată la 5 ani, să susținem un raport periodic în fața Comitetului pentru Drepturile Copilului de la Geneva, raport în care să arătăm ce anume am făcut în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții copiilor, ce anume am făcut pe domeniul protecției, respectării și promovării drepturilor copilului. Deși raportul, pe baza cărora vom fi audiați, este o audiere acolo, se referă la perioada 2007-2012, cu siguranță vor fi întrebări și mi se solicită ca în prezentarea inițială a delegației de la nivel central care merge acolo să se menționeze eforturile statului membru făcute în domeniul protecției copilului și din ultima perioadă. Cu siguranță, vă spun de pe acum, că a fost reproduce această delegație, că în intervenția pe care o voi avea, proiectul din Bacău va fi menționat ca un punct extrem de pozitiv în îmbunătățirea calității vieții copiilor din Bacău, ca un punct de referință și ca un exemplu pe care urmează să-l transpună într-o politică națională. Eu vreau să felicit pe toată lumea care a contribuit și care contribuie în continuare la implementarea acestui proiect. Nu știu de ce coordonatorii de proiect s-au așezat, deși o echipă și am văzut în teritoriul să lucrează în echipă, s-au așezat aici și acolo s-au așezat reprezentanții unor instituții. Presupun că așa se întâmplă scaunul, pentru că în teritoriu am văzut că este o colaborare care merge strună, nu-ți dai seama cine a venit nou, cine a adus ceva nou, cine era cel vechi, cine a îmbunătățit, cine a schimbat, pentru că totul funcționează ca un mecanism rodat și bine rodat. Deci, repet, aș vrea ca în continuare să vin către dumneavoastră pentru a ne ajuta ca la nivel național să continuăm ceea ce dumneavoastră să face. Mulțumesc și vă felicit încă o dată, mulțumesc, domnul președinte, aveți un dublu privilegiu. Un domn președinte de Consiliul Județean care cunoaște bine proiectul și care poate susține prin funcția dumneavoastră administrativă, ceea ce a fost de acord să implementeze ca director de legea SPC, drept pentru care are o dublă pălărie de calități care îl recomandă să ne ajute să continuăm și la nivel local, și la nivel național, ceea ce dumneavoastră să facă la nivel local. Mulțumesc și mă opresc. Mulțumim și doamna președinte. Astăzi, cu ajutorul dumneavoastră al tuturor celor din sală, am putut să avea și plăcerea să-i arătăm directorul nostru regional, doamna Șanca, cum arată lucrurile în teritoriu. O rog să ne dea așa o impresie la cap, dacă poate, vis-a-vis de ce a văzut în Comuna Balcani. Thank you, and thank you for the opportunity both to visit Balkan but also to listen today and learn from all of you what success you have. For me, this program has been exceptionally illuminating, because I've seen what is the potential to bring together services in a way that prevent children from falling between the cracks or families suffering undue pressure over many years. Pentru mine acest program a fost edificator pentru că arată și cum poate funcționa prevenția și cum se pot preveni cazurile de risc și cum se poate preveni ca anumiți copii să fie uși față în față cu riscurile de primări. And what I saw with the planning was also very important because there was thinking ahead of time about how do we create an integrated approach, how do we monitor what's working and what's not, and how do we effectively use the personnel on the ground to make the changes that are needed. Am văzut și că planificarea din timp este importantă. Am văzut o astfel de abordare care s-a gândit cum putem să abordăm problemele pe care le avem, cum putem să monitorizăm
funcționează și ce nu funcționează și cum putem să folosim personalul pe care îl avem în teritoriul cel mai bun mod posibil. So the importance of also evaluating, which I saw in the presentation will be done at the end of this year or early next, will also be able to show what is the best that can be taken and then scaled up. Deci am văzut astfel importanța evaluării și noi vom mai face o evaluare la finalul anului următor pentru a vedea care au fost exemplele pozitive care pot fi scalate, replicate mai departe. And I think also the integration between local and then taking it up to commune level, then national. And the fact that you've connected the dots also makes sure that you're not just an example for Bacău, but for the rest of Romania as well. Și cred că integrarea între structurile de la nivel local și cele de la nivel județean, ca apoi să poată conecta punctele și la nivel național, poate arăta cum aceste conexiuni pot fi duse mai departe în proiecte de o mai mare amărătură. As Mrs. Gabriela Coman mentioned, the presentation of this program also to the Committee on the Rights of the Child in Geneva will see which is the best parts of this we can take to influence the regional agenda beyond Romania as well. So thank you for this, all the work you have done. And thank you for the contribution to the regional agenda for children. Și așa cum a menționat doamna Gabriela Coman, acest proiect pilot va fi inclus într-o prezentare la ONU la Geneva, pentru ca mai apoi să putem influența și agenda regională pe chestiuni legate de protecția copilului. Prin urmare, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că ați putut îmbunătăți astfel agenda regională. Mulțumim așa. Cred că e momentul să eu zic pe ceilalți colegi la nivelul județului care doresc să mai facă completări sau să mai adauge, mai spune de ceva. În mod sigur, ceea ce am văzut astăzi în Balcani a fost o armonie între reprezentanții tuturor sectoarelor și între primărie, între școală, între poliție și biserică. Fiecare are, bineînțeles, un anumit rol al lui, dar faptul că erau toți la o dată la masă și lucrau împreună pentru a rezolva problemele comunității și că am reușit să ajutăm cu proiectul ăsta să se întâmple această armonie, cred că a fost un lucru important. Și dacă doriți să completați la nivel județean pe colegii coordonatori sau pe colegii conducători de instituții la nivel județean, chiar vă rog. Domnul Corin Lazar, inspector școlar general de câteva zile. Sunt impresionat de impactul activității dumneavoastră la nivel comunitar, în sprijinul copiilor. Și am să renunț la postura în care mă aflu aici de inspector școlar general, de reprezentant al Ministerului Educației în Teritoriu, ca coordonator al activității directorilor. Ce m-a impresionat, am să remarc din punct de vedere al formării inițiale, ca fizician. Instituția pe care o coordonez momentan, inspectoratul școlar, prin școlile subordonate, le văd ca o rotiță, într-un angrenaj care funcționează integrat, pe care, din punctul meu de vedere, trebuie să îl coordonez din punctul activităților educaționale, în sprijinul mecanismului integrat, astfel încât beneficiarul și, de fapt, impactul asupra beneficiarului să fie major. Și tot ca fizician, din punct la impact,
mă gândesc și la modul în care putem să replicăm impactul la multe comunitate la nivel județean, respectiv la nivel național, ține doar de energie, energiile proprii ale noastre, ale celor participate în proiect, și de resursele implicate. Din punct de vedere al energiei și al intențiilor noastre, ale instituției pe care o reprezint, vă asigur de întreaga noastră disponibilitate și implicare, sperăm că și la nivelul resurselor implicate vom găsi totul pentru a produce un impact major în cadrul comunităților respective generate la întregul nivelului județului respectiv, la întregul teritorial țării. Încă o dată felicitări, m-am uitat la impactul inițial, 45 de școli, 20.000 de elevi, 5.000 de părinți și la, pe partea educațională, ceea ce s-a realizat deja în domeniul componentelor educaționale, mă refer la management, la cursurile de formare ale profesorilor, educație timpurie, educație parentală, domenii de primă importanță în ceea ce m-am propus și eu în, ca obiective în timpul mandatului care tocmai am câștigat. Cu siguranță veți avea din partea instituției pe care o conduc un partener și am zis o rotiță care va funcționa sincron cu tot ce v-ați propus. Vă mulțumesc mult, apreciez foarte mult sprijinul pentru familiile și pentru copiii județului, care sunt, de fapt, scopul existenței noastre instituționale. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi domnului inspector general și, pe de-o parte, felicitări pentru recenta înviere și, pe de altă parte, ne considerăm că vă alăturați tot sufletul acestui demers. Trebuie să vă spun că toți colegii noastre, atât de la instituții, de la inspectorat, și de la Centrul Județean pentru Resurse au fost alături de noi în ultimii 2 ani de zile și le mulțumim pentru asta. Da, și eu vreau să mai completez un pic. Eu am avut o discuție cu domnul inspector general chiar din primele zile vis-a-vis de sprijinul și accentul care e privit pe învățământul vocațional, pe învățământul dual. Și acum, având și cadrul legislativ mai favorabil spre așa ceva, sperăm că vom găsi soluțiile cele mai bune pentru a face pasul spre integrare. Și iată că, pe de o parte, vorbim de componenta ocupațională, pe de altă parte, astăzi trăim o criză a forței de muncă. Și atunci va trebui să ne orientăm în funcție de cerințele pieții. Am făcut asemenea discuții, nu numai cu România asta, ci și cu reprezentanța ai mediului de afaceri și mediului academic. Spuneai mai înainte, Edi, de cuvântul armoniei, cred că este foarte important, pentru fiecare aici, pe domeniul de activitate, pe educație, sunt anumite proceduri care trebuie să respecte anumite ordine, anumite legislația în domeniul și așa mai departe, la fel de sănătate, la fel de social. Ceea ce este important și ai menționat aici este faptul că am reușit să, în primul rând, cei la nivel național și la nivel județean, să ne așezăm la aceeași masă și să ne aducem contribuția și după aceea același lucru, aceeași armonizare, să o ducem în plan local. Și aici este, și toate aceste cifre, la urmă, pentru noi, poate spun, la prezentări de astea, cifrele sunt seci, dar în spatele acestor cifre, de a ajunge la aceste rezultate, este o muncă de zi cu zi. Și eu, da, sprijin, continuu, realizez, numai că realizez, ci realizez responsabilitatea pe care o avem. Discutam de replicare la nivel regional, la nivel național. Toată lumea probabil cu ochii pe ceea ce se întâmplă la Bacău, am mai spus-o, cu atât mai mult vreau să și am încredere în toată echipa implicată în acest proiect și echipa pe componenta socială care Consiliul Județean coordonează prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Noi dăm tot sprijinul. Eu mă regăsesc în continuare la direcție. Sigur că sunt niște emoții, sunt 20 ceva de ani,
cu atât mai mult din poziția pe care o am acum și vreau să-i cred pe toți colegii care au reușit să găsească fericire mai bună, de a colabora, de a fi toleranți, de a fi răbdători, de a fi, știu eu, constructiv în a ajunge la aceste rezultate. Nu este ușor. Fiecare e pe anumit segment și știm astea, și cu Direcția de Sănătate Publică, și cu Inspectoratul Școlar și cu... Dar iată că se poate. Asta este important și vreau să știți aceste lucruri și să nu credeți că totul a curs și a fost așa foarte, foarte simplu. Asta facem de câteva luni zile, armonizăm aceste proceduri ca să avem niște proceduri comune de lucru. Mulțumesc! Mulțumim și noi, dacă mai sunt dați colegi care pot intervina. Da. Bună ziua, numele Daniela. Numele Daniela, da, sunt director general al Vicea Sfece Bacul și, într-adevăr, tot ce a Direcția de Asistență Socială a Cerului Consiliului Județean, acum, exact cum ai spus, contează cum se denumesc instituțiile, ne simțim o echipă și colegii din sală, indiferent că sunt de la DGA Sfecesc, ca inspectorat, Cășuraie și Direcția de Sănătate, autorități locale la fel. Munca este într-adevăr foarte grea și planul nostru de dezvoltare avem prins, într-adevăr, și ideea de a continua acest proiect și de a dezvolta atât pe latura socială, cât și pe cea educațională, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean. Și ne dorim tare mult ca, odată ce se va încheia, că se va încheia la un moment dat acest proiect, munca aceasta să dăinuie și autoritățile locale să ofere continuare serviciile care acum, prin atâta efort și muncă care nu este cuantificată și nu reiese deloc în aceste cifre, deși ele par mari, muncă a fost de zeci de ori mai mare decât ceea ce vede orice grafic sau situație statistică. Instituția aceasta de lege, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului va fi întotdeauna sprijinul tuturor celor care vor avea inițiativă pentru îmbunătățirea situației copiilor și a familiilor la nivel județean. Și din discuțiile cu colegii din alte județe, se pare că va trebui să oferim și un sprijin concret în resursă umană pentru implementarea la nivelul mai multor județe. Noi suntem dispuși, deși nu va fi ușor și nu putem să spunem că nu avem de normă de lucru încărcată, dar ne dorim tare mult să reușim și peste un an de zile, când vorbim și de alte județe, trebuie să fie mult, mult mai bine. Mulțumesc! Mulțumim și noi și mulțumim pentru disponibilitatea exprimată și acum și în trecut de a găzdui aceste tipuri de vizite. Cred că va trebui să vă pregătiți, poate nu pentru mai puține vizite, pentru că aș vrea să vă promit mai puține vizite, nu, poate să vă pregătiți pentru mai multe vizite, pentru că dacă reușim planul de a extinde proiectul la nivel regional, întâi și după aceea la nivel național, multe vizite de studiu se vor solicita pe dumneavoastră ca să vadă cei din alte județe cum ați reușit să implementați. Nu, vizitele sunt o problemă. Revenim să avem timp. Mă referam la sprijinul care trebuie să dăm în continuare pentru dezvoltarea serviciilor și pentru implementarea tot la un alt stadiu. Absolut. Din partea Direcției de Sănătate Publică sunt dr. Ari Mihaela și vreau să vă asigur de susținerea instituției noastre în derularea acestui proiect. Prin componenta de sănătate, noi formăm o echipă împreună cu partea educativă și partea socială, pentru că însăși sănătatea are la bază o educație în sensul păstrării bunelor practici și păstrării condițiilor de menținere a sănătății și acumulării unor cunoștințe în acest domeniu. Un mediu social concură la bună stare de sănătate, un mediu familial adecvat, deci aș face o integrare
acestor componente, exact așa cum se numește și acest program și acest proiect, servicii integrate, în sensul că educația și socialul concură la buna păstrare a stării de sănătate. În acest sens, colegii noștri au acționat prin îndrumare metodologică asupra celor 36 de asistență medicală comunitare care au fost optați și angajați prin acest proiect, cei 7 mediatori sanitari și împreună cu aceștia am asigurat o mai bună integrare a acestor servicii la nivel de comunitate, o mai bună stare de sănătate prin parte de informare, educare comunitare, comunicare, campanii derulate la nivelul comunităților și cum la baza acestui proiect stau serviciile integrate, ne putem exprima și printr-o componentă legislativă în această țeană. Am constatat că 50% din comunitățile din județul Bacău sunt acoperite de aceste servicii integrate. Ne dorim să susținem prin acțiunile noastre extinderea la numărul total de 93 de comunități de la nivelul județului Bacău și, în mod sigur, starea de sănătate a județului Bacău se va îmbunătăți considerabil din aportul pe care îl realizează atât componenta noastră pe sănătate, dar și componenta educativă și componenta socială. Vă mulțumim pentru faptul că ați ales județul Bacău pentru derularea acestui proiect. Este un privilegiu pentru noi, pentru că ne ajutați în acțiunile pe care le derulăm la nivel de județ, în consolidarea stării de sănătate și este un beneficiu major pentru comunitatea noastră. Dacă permiteți, eu cred că s-ar putea spune că județul Bacău a ales să aibă un astfel de proiect, pentru că, repet, a avut viziune, a avut capacitate, a avut, cum zice românul, putință, să nu mă înțeleg că de altfel, și a crezut într-o astfel de intervenție, a crezut într-o eficiență și iată că s-a demonstrat. Deci, eu cred invers. Cred că Bacău este cel care a ales să ducă acest proiect. Mulțumesc, domnule Coman. Exact, de la vorba din gură. Nu v-am ales noi și să nu mai spuneți că este asta, vă rog frumos, că știți ce s-a întâmplat? Avem cereri de la alte județe, o întrebări din astea, de ce Bacău, domnule, și nu Vastuiu? De ce? Și noi le spunem, vine și rândul Vastuiului. Trebuia să fie un județ primul și acum au existat motive obiective. Întotdeauna spunem și asta e realitatea. Și ele se regăsesc în tot ceea ce a spus înainte toți dintre noastră și în angajamentul anterior și în angajamentul actual pe care vi l-ați luat, atât la nivel județean cât și la nivel local și care cred că e foarte important. Altcineva dacă dorește să mă adaugă? Eu vreau să mă mulțumesc încetului pentru că dacă lucrurile vor ieși foarte bine și pe termen lung și o să fiu la fel de bucur și peste 50 ani, vreau să vă spun că un câștig real și un primul începului, acum nu neapărat că ne-au ales, că sunt de asta, dar pentru sprijin, pentru că lucrăm la harta de servicii sociale și doamna Voica poate spune, care va fi foarte utilă chiar și omului simplu care va accesa pe internet pagina de servicii și va fi foarte ușor să știe unde să meargă, ce să acceseze, nu mai spun de specialiști, pentru că este un lucru, este o muncă foarte grea și de inventariere și de creare și de tot ce vreți. Datorită domnului Brașovean care era director general și datorită echipei și celor din județ, bună colaborare până la urmă, cred că asta contează foarte mult și asumarea muncii, pentru că este o muncă foarte grea, a dus la dorința de a fi genul acesta de pionier. Nu e singurul proiect în care deja este pe ceva cu a fost pionier. Avem foarte multe proiecte și vă spun că sunt colegi care sună și așteaptă să vadă cum murim încet și singur, pentru că ei spun, domnule, ce o să faceți? Ați desfințat atâtea centre, v-ați dus atât acolo, de unde o să mai aveți bani? Cum o să rezistați? Ce o să faceți în continuare? Dacă acest proiect a fost gândit cu sufletul și pe un studiu cu nevoi reale, nu are cum să moară.
că poate că ne va fi greu, poate că nu totdeauna vom avea același ritm, dar cu siguranță vom fi pe plus. Mulțumim pentru sprijin, pentru faptă și o vrem cât mai repede. Dacă nu mai dorește nimeni să... Da, vrea să ne spună în încheiere doamna Coman. Eu vreau să vă spun că, în ciuda faptului că veți continua să aveți prieteni la UNICEF, începând din luna iulie, îi veți avea pe unii foarte aproape și care vin foarte des, pe unii foarte de departe, dar în care vor fi întotdeauna cu gândul lor noastră. Sandy n-a spus, dar vă spun eu că începând din luna iulie, va coordona biroul UNICEF de la Geneva, dar biroul sunt de la UNICEF de la Bruxelles și sunt convinsă că vom avea în continuare în ea un prieten, așa cum este copilul dumneavoastră a tuturor. Este și ea o bucățică de mamă acestui proiect și ca orice mamă nu-și uită niciodată copilul, îl veți crește cu toții, ea vă va urmări de la depărtare. Și, repet, iată că odată ce Arșan a fost aici, Geneva va ști de proiectul Bacău, Sandy se duce la Bruxelles, Bruxelles va ști de proiectul de la Bacău, încetul cu încetul în Europa o să se știe mai mult de Bacău decât de București și România și, încă o dată, felicitări de Bacău. Mulțumim pentru dedicarea de până acum, pentru dedicarea pe care știu că o veți acorda și în viitor și tot ce vă mulțumim.